Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Parabolele domnului Arhimandritul Serafin Papa Costas, acesta este volumul destul de gros, după cum se vede, pe care editura Renașterea din Cluj, Napoca, îl oferă spre lectură, cu o prefață și o binecuvântare a părintelui mitropolit Andrei Andrei Cuț. Cine este Arhimanditul Serafin Papa Costas? Născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, a viețuit în Grecia până în 1954, când s-a mutat la Domnul. A studiat la Constantinopol, apoi a venit în Atena. El este născut undeva în centrul Greciei, acolo, datorită meritelor sale de orator și de om trăitor. Cu adevărat, asumat în credința creștină, a fost numit predicator la Catarea din Atena de către arhiepiscopul de atunci. Însă, între timp, părintele Eusebios este cel care a înființat la începutul secolului trecut, în 1907 mai exact, Asociația Zoi, o asociație a teologilor. Zoi, care a făcut foarte multă cateheze, foarte multă misiune în Grecia, începând, așa cum spuneam, din 1907 până prin anii 70, când această asociație a intrat într-un declin. Ei bine, în 1927, Părintele Eusebius l-a numit pe Părintele Serafim Papacostas, succesorul său la conducerea asociației Zoi. Zoi era, dacă vreți, foarte pe scurt, un fel de ordin. Semăna cumva cu ordinele din lumea romano-catolică. Erau bărbați și femei necăsătoriți, erau teologi sau simpli mireni, ele erau dedicate în mod special rugăciunii și faptelor bune. Dar se adresa în mod predilect teologilor. Aceștia Scriau, predicau, vorbeau, făceau o misiune, făceau cateheză, mângâiau pe oricine avea nevoie de un cuvânt bun spus în numele Mântuitorului. Asociația aceasta a intrat într-un declin, mai ales din anii 60-70, când au fost de partea dictaturii coloneilor, apoi au, au fost acuzați de. Uh, Practic pietistă, dacă pot să spun așa, chiar de către teologul Hristos Ianaras, care a fost membru în Zoi. Ulterior s-a despins o aripă din Zoi și au format asociația Sotir. Însă, pe vremea părintelui Serafim Papa Costa, asemenea probleme nu a apăruseră, asociația mergea foarte bine și au făcut o misiune, așa cum spuneam, extinsă în Grecia acelor ani. Cuvântul parabolă. Deci, cartea prezintă parabolele Domnului. Cuvântul parabolă, spune Părintele Serafim, înseamnă mai întâi alăturarea unui lucru de altul cu scopul de a le asemăna. Apoi înseamnă, înseamnă însăși asemănarea sau analogia. Parabolele din Evanghelie, continuă Părintele Serafim, diferă total de poveștile cu învățături ale scriitorilor greci, precum sunt fabulele lui Esop binecunoscute. Căci învățăturile din parabole sunt sublime și dumnezești și nu se îndepărtează niciodată de întâmplări care se petrec în natură, nici nu înfățișează lucruri ireale care nu se pot întâmpla. Ele prezintă și o gravitate potrivit cu gravitatea dumnezeescului învățător. Spune Părintele Serafim, și înainte de Hristos, prorocii au întrebuințat adesea parabole ca să împărtășească oamenilor gânduri de învățătură și de folos. Dar, din, în gura lui Hristos, parabolele au ajuns la culmea desăvârșirii. Iată, spre exemplu, aș vrea să vă citesc din parabola judecătorului nedrept. Și Părintele Serafim spune așa. Domnul începe pilda caracterizând în câteva cuvinte tocmai pe omul uscat pe care rugăciunea cea răbdătoare l-a biruit până la sfârșit. De fapt, ce face Hristos la sfârșitul acestei parabole? ne dă un exemplu concret despre cum trebuie să fie rugăciunea omului, stăruitoare, exact așa cum a fost și cererea victimei, cererea femeii nedreptățite, care s-a ținut scai pur și simplu de acest judecător nedrept, îngânfat, care nu avea teamă nici de Dumnezeu, iar de oameni nu se rușina. Cu toate acestea, femeia insista și așa, ca această femeie, trebuie să insistăm și noi în rugăciune. Căci dacă, dacă judecătorul acela, putem spune, nesimțit până la urmă i-a făcut dreptate, cu atât mai mult Dumnezeu din cer care este bun și milostiv și care este Tatăl nostru ne va ajuta în ceea ce îi cerem. Așadar, Domnul începe epidla caracterizând în câteva cuvinte tocmai pe omul uscat pe care rugăciunea cea răbdătoare la a până la sfârșit. Era în un fruntaș, un judecător fără nicio conștiință și fără nicio iubire de oameni care nu se temea de pedapsa lui Dumnezeu. Judecătorul era lipsit de cucernicie și neomenos, continuă părintele film. Prin urmare, să nu aștepți vreodată vreun bine de la omul lipsit de evlavie. Iată ce constatare tristă, dar <gângânt> profund realistă. Dacă este că toate scris să prezinte și unele probe de bunătate, el face în schimb atâtea rele și nedreptăți încât bunătatea lui este o adevărată pacost, pardon, scuzați, încât bunătatea lui, cea de silă, se pierde din vedere. Și continuă părintele Serafim așa. Știm că văduva s-a ținut de el până când acesta a cedat și i-a făcut dreptate. Femeia chiar avea dreptate. Și Domnul afirmă că Dumnezeu ne va asculta dacă stăruim. Domnul mai zice, auzi ce zice judecăt judecătorul nedreptății? Așadar, adesându-se ucenicilor săi, Domnul începe să aplice parabila și le zice în Îndreptățirea judecătorului nedrept prin care se recunoaște că a fost biruit, că a fost li să schimbe purtarea, să conformeze dreptății. Așadar, Hristos, prin această parabolă, ne arată faptul că determinarea, insistența și o anumită tenacitate în a stărui, în a cere ceea ce ni se cuvine sau ceea ce credem noi că este bun pentru viața și mântuirea noastră este un lucru esențial. Așadar, parabole Domnului, Arhimandrit Serafim Papacostas, la etura renașterea, o carte cu adevărat folositoare. Lectură plăcută tuturor!